Europa, criticată de unei, răvnită de mulți. Chiar și politicienii autoritari anti-europeni din întreaga lume își trimit odraslele la școlile europene, își petrec vacanțele pe bătrânul continent și merg la cumpărături. Europa este irezistibilă, inclusiv pentru criticii acesteia. Și nu este vorba doar de bunăstare evidentă, de justiția socială și existența statului de drept. Europa reprezintă reperul fundamental al civilizației. Întrebarea însă care ne îngrijorează este măsura în care Europa poate proiecta valorile sale dacă mai are vigoare bătrânul continent să facă față provocărilor într-o lume tot mai turbulentă. Sunt Iulian Fruntașu. Începe emisiunea Conexiuni. Partener de nădejde și asociat al Republicii Moldova, Uniunea Europeană a devenit în ultimii ani un reper pentru dezvoltare și reforme la Chișinău. Cartea de căpătâi dintre Chișinău și Bruxelles este de 7 ani acordul de asociere, care permite cooperare și integrare mai profunde, atât din punct de vedere politic, cât și economic între cele două părți. Republica Moldova și-a asumat să facă reforme și a spus că este în interesul național să consolideze relațiile cu Uniunea Europeană. Și deși a fost o vreme povestea de succes, inclusiv în parteneriatul estic, lucrurile au mers pe alt făgaș după frauda bancară, problemele constante în justiție și corupția endemică. Uniunea Europeană urmărește atent ce se întâmplă la Chișinău, lucru vizibil și după recentele acțiuni politice din Republica Moldova. Pozițiile Uniunii Europene au fost totdeauna clare și exprimate în mod clar. Reacția care a avut loc după aceste atacuri asupra curții constituționale, ele au fost firești pentru că atacul a fost așa de mare și serios împotriva ordinei constituționale, că a fost clar și aceste poziții au venit și din alți parteneri internaționali. Am văzut în trecut și reticența autorităților Republicii Moldova de a progresa cu reforme agreate între noi și asta a dus și la pierderea unor resurse semnificative. Anul trecut au fost pierdute 800 de milioane de lei, dintre care 400 de milioane chiar finanțe nereambulate, bursabilă, deci care ar fi a venit și nu trebuie să fie plătite înapoi, ar fi rămas în buget de stat pentru binele cetățenilor, dar nu a fost posibil acest lucru. Lipsa de progres în dosarele de corupție, dar și reformele din justiție slab resimțite, au afectat nu doar parcursul european al Republicii Moldova, dar și viața de zi cu zi a cetățenilor, care își doresc un lucru firesc, instituții funcționale. Aceste acțiuni trebuie făcute de către autoritățile respective Republicii Moldova. Procuratura și curțile trebuie să-și facă treaba în mod independent, în mod echitabil și transparent și decisiv. Cei care sunt responsabili pentru aceste cazuri să fie aduși în fața justiției și bani să fie recuperate. Fiecare persoană în Republica Moldova, cum reiese din acest studiu care ați pomenit, sunt furate 7.000 de lei fiecare an. Asta înseamnă și asta este fiecare cetățean, fiecare pensionar, fiecare copil mic, fiecare persoană. Pentru o familie de 4 membri, asta înseamnă 28-30 de mii de lei fiecare an. Puteți să vă imaginați cât de mai bună ar putea să fie viața lor și standarde sociale dacă aceste bani ar fi nu furate, dar în buzunarele cetățenilor. Noi din partea noastră susținem și putem să susținem lucru, munca acestor instituții, dar acțiunile trebuie să fie făcute de către ei.
În pofida acestor restanțe, Republica Moldova poate în continuare să obțină rezultate bune în relația sa cu Bruselul. Republica Moldova are posibilitatea de a înregistra un progres foarte mare în următorii ani și asta și pe linie bilaterală, ceea ce privește îndeplinirea acordului de asociere și acord de liber schimb și pe altă parte și în formatul parteneriatului estic. Vom discuta în această seară cu invitatul nostru permanent, domnul Iulian Groza. Bună seara, Iulian! Bună seara tuturor! Este o ocazie specială astăzi, este Ziua Europei. Am văzut ce a spus și domnul Mihalcu, șeful delegației UE la Chișinău, despre restanțele pe care le are Republica Moldova. Le cunoaștem cu toții, de fapt, nu? Eu aș vrea să te întreb poate mai mult despre care ar fi oportunitățile de viitor ale Republicii Moldova după ce vom finaliza implementarea acordului de asociere. Cum crezi tu, ce se va întâmpla în relațiile noastre? Și oferă și un termen anumit, dacă poți. Ai spus-o și tu bine, Iulian, a spus și domnul ambasador. Toți înțelegem că astăzi relația noastră cu Uniunea Europeană este dictată de acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care practic oferă toate ingredientele necesare pentru ca Moldova să devină un stat mai bine guvernat, un stat funcțional, unde se respectă și drepturile omului, dar și se creează condiții pentru o economie sustenabilă. Toate lucrurile sunt înscrise în acordul de asociere și evident că viitorul Republicii Moldova va depinde foarte mult în ce măsură Republica Moldova, autoritățile, decidenții politici înțeleg și au capacitatea și voința politică necesară pentru ca să pună în aplicare toate lucrurile la care ne-am angajat când am semnat acordul de asociere. Noi împărtășim aceleași valori cu Uniunea Europeană. Și lucrul ăsta este foarte important, mai ales având în vedere și modelul de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene. Exact de asta și va depinde în ce măsură noi vom reuși să trecem de declarații, să trecem de aspirații, să avem o țară mai bună, o țară mai eficientă, unde cetățenii au și educație, au și un sistem de medical bine pus la punct. Da. Toate lucrurile date vor influența cu siguranță viitorul nostru. Ilan, dar uite, cetățenii care, mă rog, în Republica Moldova sunt în stradă, care muncesc, care învață, care se interesează inclusiv și de relațiile cu UE, ar pune o întrebare. Dar când vom adera, de fapt, la Uniunea Europeană? Bine, e o întrebare poate ușor retorică în contextul ăsta, dar vreau să te întreb cumva mai explicit. Parteneriatul estic se va schimba, se va transforma? Are Europa un apetit instituțional pentru a se extinde sau nu? Bun, evident că sunt mai multe constrângeri la moment legat de cadrul de extindere a Uniunii Europene. Sunt câteva valori de extindere care urmează să valorifice, în primul rând, când vorbim de țările din Balcanii de Vest. Dar viteza cu care noi am putea să ne avansăm pe direcția aderării Uniunii Europene va depinde în ce măsură noi ne vom face temeri de acasă. Și cum ziceam, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne respectăm angajamentele noastre, în primul rând în raport cu cetățenii. Deci vrei să spui că nimeni nu o să ne facă promisiuni de a adera dacă îndeplinim condițiile. Păi dacă îndeplinim condițiile, acord de asociere stabilește acest cadru de asociere politică, indicare economică, dar Tratatul Uniunii Europene, articolul 49, spune că orice stat european care îndeplinește condițiile principale de funcționare unui stat de drept, cu economie funcțională, poate să pretindă să devină membru al Uniunii Europene. Lucrul ăsta este scris în Tratatul Uniunii Europene și este acolo pentru noi. Acum este important ca noi să oferim și motivația necesară pentru decidenții politici sau să îi responsabilizăm în așa fel ca lucrurile să se realizeze. Promisiuni noi putem... Eu nu cred că noi avem nevoie de promisiuni. Eu cred că noi avem nevoie de lucruri care să ne ajute să ne transformăm, să ne modernizăm. Dar asta e tot și o mobilizare, când ți se spune că, uite, e un parcurs, așa, e o cale pe care trebuie să o parcurgeți. Și la sfârșit, uite, aveți acest premiu, da? Este un lucru care mobilizează. În absența acestui stimulent, oamenii uneori se gândesc că, păi, și ce, poate
mai lejer facem toate lucrurile astea, că da, nu e mare lucru. Hai să privim lucrurile un pic din alt punct de vedere. Da. Ce înseamnă să fii membru Uniunii Europene? Aceasta înseamnă că ai o justiție funcțională. Exact. Dacă mergi pe stradă, ești sigur că ești protejat de instituțiile de ordine. Ce înseamnă Uniunea Europeană? Înseamnă că ai un sistem de educație care îți oferă posibilitatea să îți găsești un loc de muncă bine plătit. O infrastructură bună, funcțională. Și toate lucrurile astea, eu cred că ele trebuie să fie obiectivul de bază. Nu cred că însăși faptul aderării la Uniunea Europeană sau promisiunea de aderare la Uniunea Europeană trebuie să fie scopul în sine. Eu mai mult privesc la aceste lucruri din perspectiva în care scopul în sine este ca noi să într-adevăr să devenim o țară funcțională, o țară sigură, o țară prosperă și mecanismul ăsta de integrare europeană cred că este acel vehicul care ne poate ajuta. Cu sau fără o promisiune de aderare, eu cred că, până la urmă, totul va depinde de noi. Chiar dacă vom avea promisiune de aderare. Fiindcă există țări care, la moment, au o promisiune de aderare, dar tot bat pasul pe loc. De exemplu, Turcia. Da, mulți ani. Cred că nu o să mai... Dar, pe de altă parte, există țări care, neavând țări membre, la moment, neavând acea promisiune de aderare, s-au angajat într-un proces de reformă, într-un proces de transformare a țării și în momentul în care lucrurile astea s-a întâmplat, ei au primit și dreptul de a negocia un tratat de aderare Uniunii Europeană. Este vorba de țări din Europa Centrală și Polonia, spre exemplu, când a început parcursul său european, nu avea o promisiune că va adera la Uniunea Europeană, dar iată, Polonia astăzi este țara membră Uniunii Europene, chiar dacă sunt vite probleme la nivel de funcționare a justiției, totuși există garanții la nivelul Uniunii Europene care asigură responsabilizarea autorităților ca lucrurile să meargă într-o direcție corectă. Uite, să te întreb atunci, iarăși în zona asta cumva a viitoarelor evoluții instituționale și diplomatice, de altfel, crezi că ar fi posibil Moldova cumva să utilizeze acea extindere în Balcanii de Vest pe care Uniunea Europeană o desfășoară, o gestionează, sau tot vom rămâne în zona aceasta, parteneriatul estic sub o formă sau alta? Moldova, într-adevăr, este un caz special când privim dimensiunea parteneriatului estic, aici mă refer la Ucraina, Georgia, da. Belarus, Armenia, Azerbaijan. Moldova încă la mijlocul anilor 2000, de fapt, s-a angajat în procese de integrare regională la nivel european. Întâi am devenit parte a pactului de stabilitate din Europa de Sud-Est, am devenit parte a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. Suntem membri a Consiliului Regional de Cooperare alături de țări din Balcanii de Vest. Exact. Astăzi, acea politică a Uniunii Europene a parteneriatului este că, de fapt, transpune instrumentele, în mare parte, instrumentele de care au beneficiat și beneficiază la moment țările din Balcanii de Vest. Practic, și în acest sens, faptul că noi deja suntem să participăm inclusiv și în CEFTA, inclusiv și în organizația de cooperare regională la nivelul Europei de Sud-Est, ne oferă anumite avantaje. Ne oferă aceste avantaje și respectiv nu cred că la moment nici la nivelul Uniunii Europene, eu nu cred că și nici aici în Republica Moldova cumva noi trebuie să privim acest proces de integrare europeană prin a intra prin ușa din spate sau pe fereastră în Uniunea Europeană. Este foarte important Nu suntem suficient de mobili, presupun, flexibili ca să intrăm pe geam. Dar uite, eu propun acum să continuăm discuția noastră cu domnul Dragoș Tudorache, europarlamentar, raportor al Parlamentului European pentru Republica Moldova. Bună seara, domnule Tudorache! Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație în această zi specială. Exact. Este o zi foarte importantă și pentru noi și vă mulțumim că ați găsit timp în această seară să fiți cu noi. Domnule Tudorache, vreau să vă întreb prima întrebare. Cum ați caracteriza relația bilaterală pe care o are Republica Moldova cu Uniunea Europeană la momentul de față? Bun, la momentul de față se știu și eu am mai vorbit public despre dificultățile ultimelor luni sau aș spune chiar a ultimului an și jumătate în ceea ce privește stabilitatea de la Chișinău, în primul rând, ceea ce a afectat cumva și parcursul, dinamica relației între Uniune și Moldova, însă
Există, să știți, aici, în cadrul tuturor celor trei instituții europene mari, cei trei parteneri, Parlamentul, Consiliul, Comisia, să știți că există o mare înțelegere pentru momentul în care se află, momentul foarte important pe care îl parcurge acum Republica Moldova. Există o deschidere foarte mare după alegerile din toamnă, în care cetățenii Moldovei și-au exprimat foarte clar prin votul lor opțiunea europeană pe care o au. Și chiar dacă există niște dificultăți acum în continuarea reformelor, pentru că nu a existat un guvern stabil care să le poată continua, să-și poată asuma niște decizii importante, fie prin propuneri legislative, fie prin măsuri executive, la nivelul în Bruxelles, aici lumea înțelege și așteaptă acum procesul democratic început deja de săptămâna trecută, pentru că apoi, cu un parlament legitim ales, cu un guvern susținut de o majoritate parlamentară legitimă, să se poată relua dialogul și, practic, construcția parteneriatului mai degrabă. Deci, în concluzie, eu aș considera în continuare un parteneriat stabil, o relație care trebuie să crească și care va crește prin investiții atât de o parte cât și de cealaltă. Domnul Tudorache, care este sau cât de important este rolul Parlamentului European la nivelul instituțiilor europene și în ce măsură acea relație bilaterală pe dimensiune parlamentară în ultimii ani a ajutat sau mai puțin a ajutat în dezvoltarea relațiilor noastre cu Uniunea Europeană? Și ce așteptări aveți de la un viitor Parlament din Republica Moldova? Cum ați putea să valorificați această relație? Pentru că, într-adevăr, lucrurile de care ați vorbit și aceste dificultăți pe care le confruntăm astăzi, să le depășim împreună. În mod evident, sunt subiectiv lucrând acum în Parlamentul European și voi spune că consider activitatea depusă în cadrul Parlamentului European de către, nu doar de mine, de toți colegii mei, ca fiind motorul politic, de fapt, al relației bilaterale dintre Uniune și Moldova, la fel cum se întâmplă pentru orice alt partener important pentru Uniunea Europeană. De ce? Pentru că aici este scena politică pe care se așează majoritățile și aici în Parlamentul European, pe care se fac negocierile politice între familiile politice și se iau deciziile importante. Însă ați vorbit de relația bilaterală între Parlamentul European și Parlamentul Moldovei și cât de importantă este această relație. Și ați pus punctul pe o chestiune foarte importantă, pentru că eu cred că fără un Parlament la Chișinău, care să-și asume această agendă de reforme pe care o tot discutăm de ani de zile între Republica Moldova și Parlamentul European și instituțiile europene, să știți că va exista întotdeauna un risc de derapaj sau de blocaj sau de încetinire a ritmului acestor reforme, așa cum am mai tot văzut până acum. Pentru că, de fapt, ce înseamnă o asumare la nivel parlamentar? Înseamnă că politic, această agendă de reforme este înțeleasă și că majoritatea politică dintr-un parlament se pune în spatele ei. Și doar așa aceste reforme au șanse, pentru că asta înseamnă susținere parlamentară pentru orice proiect legislativ pe care îl pune guvernul pe masă. Și asta înseamnă și o reținere în a se lua decizii care să meargă împotriva obiectivelor asumate. Așa cum, din nou, din păcate, în ultimii ani am mai tot văzut. Deci, ca să fac o referire la actualul Parlament, cu actualul Parlament, cel puțin în perioada pe care eu am petrecut-o ca raportor, dialogul n-a fost deloc unul simplu, tocmai pentru că nu am simțit că exista acest angajament acolo, acest angajament politic în direcția asumată de altfel de către Republica Moldova și am așteptări, sper, și sunt convins că alături de mine și ceilalți colegi ai mei din Parlamentul European am așteptări ca după alegerile din iulie să putem pune bazele unui nou dialog. Domnule Tudorache, știți, cetățenii moldoveni, din păcate, sunt afectați într-o măsură oarecare de un gen de paternalism, așa, care e de mai multe generații și, în cazul de față, foarte multă lume așteaptă ca Bruxelles să soluționeze toate problemele cu care ne confruntăm noi aici, în Republica Moldova.
Dumneavoastră, cum credeți ce ar trebui să facem noi, poate să educăm, să existe un spirit civic cumva mai activ așa în Republica Moldova, care este axat pe reformă, pe justiție, pe valori democratice? Inclusiv faptul că aveți o astfel de dezbatere și că îmi puneți o astfel de întrebare e un semn bun. Asta înseamnă că există această idee, există această dezbatere în societate și eu nu pot decât să o susțin. Probabil că știți că eu nu am spus-o chiar înainte de alegeri, în câteva rânduri, înainte de alegerile din toamnă, că de fapt adevărata reformă și energia pentru schimbare în Moldova trebuie să vină de la moldoveni, trebuie să vină de la societate. Ideea că vine cineva de la Bruxelles, că e o instituție, că e un om, că e un grup de oameni, experți, advisor sau ce mai fie ei, sau că vin pe relații bilaterale din România sau din altă parte și fac treaba moldovenilor, sau că fac reformele pentru guvernul Moldovei sau pentru societatea moldovenească, este o idee falsă. N-are cum să se întâmple. Și vă spun cu experiența unei reforme nu simple deloc și nu scurte din România. Am fost martor la perioada de negocieri înainte de aderare, la ceea ce s-a întâmplat după aderare, și e un lucru pe care l-am constatat din experiența aceasta a Moldovei, și anume că până când societatea nu e pregătită ea însăși să-și asume niște reforme, pentru că o reformă înseamnă o schimbare profundă și societatea trebuie să fie pregătită pentru ea. Și până când instituțiile ele însele și oamenii din instituții nu sunt și ei pregătiți la rândul lor să accepte și să facă o reformă, să știți că orice vine din exterior nu prea are șanse de izbândă. Deci această transformare a mentalului societății, această transformare a felului în care oamenii se raportează la obiectivele pe care țara și le-a fixat, pe care societatea și le-a fixat, aceste transformări sunt foarte importante. Deci dacă societatea vrea o integrare europeană, dacă cetățenii Moldovei își doresc aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce eu sper că da, pentru că și eu îmi doresc asta pentru Republica Moldova, cetățenii României își doresc asta și Uniunea este pregătită, poate nu dă întotdeauna semne de politice necesare, dar noi, cei care credem în nevoia de extindere, vom continua să împingem înainte această agendă, dar, repet, moldovenii trebuie să fie și ei pregătiți pentru asta și trebuie să facă și ei partea lor de asumare și de nu știu cum să zic, să pună și ei energie și efort în această schimbare. Domnule Todorache, vreau să discutăm despre o provocare, o constrângere importantă pe care are Republica Moldova. Toți vorbim despre corupție, toți vorbim despre o justiție ineficientă și foarte multe guverne, foarte mulți politicieni tot au declarat că își asumă acest angajament și vor reuși să dezvolte un sistem funcțional, un stat de drept funcțional în Republica Moldova. Dar avem grupurile politico-economice care stau în spatele guvernării, stau în spatele politicienilor și își subordonează instituții, atacă instituții. Recent am văzut atacuri în privința Curții Constituționale și am văzut și o reacție foarte dură din partea instituțiilor europene, din partea Comisiei de la Veneția, Consiliului și Uniunii Europene și Consiliului Europei, pe de altă parte. Dar întrebarea mea este ce ar putea face Uniunea Europeană pentru a responsabiliza mai mult, pentru a descuraja actorii politici să acționeze împotriva intereselor cetățenilor, în primul rând. Știu că la nivelul Uniunii Europene se discută de ceva timp despre un Magnitsky Act, despre sancțiuni personale care pot fi aplicate împotriva persoanelor care acționează împotriva justiției, împotriva cetățenilor, împotriva drepturilor omului. La ce etapă se află aceste discuții și în ce măsură Uniunea Europeană ar putea să aplice astfel de măsuri pentru a descuraja grupurile cleptocratice care acționează, din păcate, și astăzi în Republica Moldova? Răspunsul la întrebarea asta presupune sau sunt două, trei planuri în întrebarea dumneavoastră. Primul este cel care ține, într-adevăr, de acest Magnitsky Act. O prioritate din punctul meu de vedere și grupul politic pe care eu îl reprezint în Parlamentul European Renew și-a pus ca piatră de căpătâi, ca obiectiv principal de la începutul acestui mandat, adoptarea unei astfel de propuneri legislative. Și am spus acest lucru, am cerut
domnului Borrell și Comisiei Europene să pregătească cât mai repede o astfel de propunere legislativă și eu sunt convins că până la finalul acestui mandat o vom avea. Însă nu cred că va fi suficient. Deci faptul că Uniunea se va dota cu un instrument care să-i permită aplicarea unor sancțiuni individuale în cazul unor politicieni, reprezentanți chiar ai statului câteodată, ai unui stat terț, care prin acțiunile lor politice aduc atingere unor drepturi fundamentale ale cetățenilor lor, e un lucru bun, însă nu va rezolva ceea ce numiți dumneavoastră și anume implicarea de interese sociopolitice în actul executiv, câteodată în actul legislativ, poate chiar în ordinea de drept a unei țări. Pentru că acolo e nevoie de cu totul alte instrumente. Și o să spun din nou ceva cumva în legătură cu răspunsul la întrebarea dinainte. Până la urmă, toți cetățenii sunt cei care, prin votul pe care îl dau, pot alege cei mai buni politicieni, cei mai curați politicieni pe care îi au acolo pe listele de vot. Și dacă sunt partide politice sau sunt politicieni care și-au făcut un obicei și au deja o istorie dovedită de interacțiune cu astfel de grupuri de interese și au dovedit că prin tot ceea ce fac nu urmăresc interesul public, ci interesul lor sau acelor grupuri care stau în spatele lor, din punctul meu de vedere aceia sunt oameni care pur și simplu nu ar trebui să mai primească nici măcar un vot din partea cetățenilor, dacă cetățenii sunt atenți și le pasă de viitorul lor. De aceea, până la urmă, dincolo de legea Magnitsky, pe care, da, o vom avea, probabil că într-un an, doi maxim, cum spuneam, până la finalul mandatului acestui parlament european, o vom avea. Însă, rezolvarea e tot politică, în esență, și e în mâna alegătorilor. Și a doua rezolvare vine din ceea ce ar trebui să fie un sistem judiciar puternic și independent. Știm că și acolo reformele au trenat în Republica Moldova, știm că și acolo reforma instanțelor, a parchetelor în Moldova încă nu este la punctul acela în care să existe încrederea și ne uităm și la dosarele care stau și așteaptă o rezolvare. Furtul miliardului poate este cel mai bun exemplu, dar nu e singurul dosar important, cred eu, pentru semnalul și simbolul pe care îl reprezintă un astfel de dosar, dincolo de prejudiciu creat. Pentru că așa se poate da încredere cetățenilor că justiția funcționează și este capabilă să ia și pe cei mai puternici și pe cei mai bine conectați dintre membrii unor astfel de grupuri. Deci și o justiție care să funcționeze independent și să dea aceste semne de curaj, aș putea spune, și de profesionalism, e al treilea ingredient esențial pentru a putea să se rupă această conexiune între politică și grupurile de interese economice. Altfel, captura statului e un risc foarte, foarte, foarte mare. Domnule Tudorache, știți, pe noi ne interesează și ne pasă foarte mult în același timp cum va evolua Uniunea Europeană și în ce direcție va evolua. Astăzi chiar a început și o conferință în ce privește viitorul Uniunii Europene la Strasburg, așa. Eu vreau să vă întreb ceva care tot ține de Republica Moldova, dar într-un context regional. Cunoașteți foarte bine care este acela, e și acest război între Rusia și Ucraina. Dumneavoastră, cum credeți, cum va evolua această situație legată și de securitatea regională, legată și de sancțiunile Uniunii Europene aplicate Rusiei? Da, aici, în mod evident, ține, cred eu, mai mult de politica internă din Rusia, poate mai mult decât orice. Agresiunea Rusiei față de Ucraina, ocuparea ilegală a Crimeei și inclusiv exercițiile militare din săptămânile care au trecut și creșterea tensiunilor la frontiera de est a Ucrainei, toate acestea, din punctul meu de vedere, au legătură mai degrabă cu politica internă a Rusiei decât cu orice altceva și cu nevoia
președintelui Putin de a-și întări un viitor politic care e pus sau poate fi pus sub semnul întrebării de mișcarea anumitor forțe democratice din Rusia, pe care vedem că regimul Putin are absolut tot interesul și, din păcate, nu are niciun scrupul în a-l înăbuși. Acum, pentru că faceți sau ați pornit întrebarea de la conferința lansată astăzi, eu consider că, și am și spus-o de altfel astăzi într-o altă dezbatere, că nu putem să vorbim de un viitor al Europei și că nu putem să ne pregătim în cadrul acestei conferințe de schimbări majore în felul în care Uniunea va funcționa, dacă pentru politica externă nu luăm foarte serios în calcul abandonarea unanimității ca formă de luare deciziilor. De ce e important acest lucru și care e legătura cu întrebarea dumneavoastră legată, poate, concret de Moldova, de Ucraina, de Rusia și de ce se întâmplă la frontiera de Est? Este pentru că eu consider că în genul acesta de raporturi geopolitice, raporturi de forță, este esențial ca Uniunea să poată fi mult mai anticipativă, mai reactivă, să aibă credibilitatea și forța de a spune lucrurilor pe lume atunci când e cazul. Și cred eu că o poate face doar dacă abandonăm, cum spuneam, formula de unanimitate pe care o avem acum în luarea deciziilor, care de foarte multe ori a blocat acțiunea externă a Uniunii în momente cheie. Da. Inclusiv în momente în care Rusia și-a manifestat, să spun, forța abuzivă față de vecinii săi, fie că a fost în Georgia, fie că a fost în Ucraina sau în alte astfel de momente. Deci e o reformă foarte importantă pe care sper eu ca la finalul acestei conferințe și a procesului de dezbatere din spatele ei, sper că această modificare instituțională esențială să fie printre concluziile conferinței. Nu sunt doar eu cel care îmi doresc asta. Există o susținere mare aici la Bruxelles, la nivelul forțelor politice europene pentru trecerea la majoritate, la decizie prin majoritate în politica externă. Există foarte mulți și care argumentează că unanimitatea este esențială și dreptul de veto al unui stat membru în politica externă, tocmai pentru că sunt relații foarte sensibile. E un lucru la fel de important, deci va fi o dezbatere foarte intensă pe acest lucru, dar, repet, din punctul meu de vedere, tocmai pentru a putea să gestionăm vecini precum Rusia și ceea ce se întâmplă în zona parteneriatului estic, este important să avem această pârghie. Domnule Tudorache, dumneavoastră ați menționat un lucru foarte interesant despre care s-a mai discutat și în trecut, despre abandonarea acestei unanimități. Credeți că această conferință va veni cu niște concluzii care va impacta cumva viitorul tratatelor, poate, sau viitorul procedurilor? Care va fi rezultatul practic al acestei conferințe, importante decât înțelegem noi, și ne bucură foarte mult că și Parlamentul European are pondere semnificativă în cadrul acestor dezbateri. Eu vă spun foarte sincer, nu cred că ne putem permite la nivelul proiectului european să nu ieșim din acest exercițiu, din această conferință, cu niște schimbări care chiar să însemne ceva. Da. Care să însemne ceva în felul în care funcționează instituțiile europene, în felul în care funcționează, să spun, echilibrul democratic între instituții și în felul în care sunt cetățenii implicați în ceea ce se întâmplă la Bruxelles. Cred eu că toate crizele parcurse în ultimul deceniu de către Uniune, că vorbim de criza financiară, că vorbim de criza migrației, că vorbim acum de COVID, toate au arătat un lucru. Și anume că această prăpastie care se tot cască între cetățeni și establishment politic, să spun, și autorități și instituțiile europene, devine o problemă din ce în ce mai mare. Și îndepărtarea aceasta, fractura asta între societate și decidenți, nu ajută nici democrația, nu ajută nici combaterea populismului și toate celelalte fenomene care sapă la modelul democratic european. Și atunci de aia spun că nu ne putem permite să ieșim cu niște concluzii diluate. Trebuie să fim curajoși în aceste discuții, cel puțin noi la nivelul Parlamentului
vrem să punem, da, spun foarte asumat, ambițios pe masă lucruri importante de discutat și sper eu, sunt optimist. Eu cred că și cetățenii care se vor implica prin agorele pe care le vom pune la dispoziție, cred eu că și ei vor veni cu propuneri foarte ambițioase și la final, când vom trage linie, sunt convins că vom avea acolo multe elemente de noutate. Dacă aceste elemente de noutate vor presupune și schimbarea tratatelor, asta nu mă pot pronunța deja. Eu cred că sunt multe lucruri care se pot face chiar și în interiorul actualelor tratate, dar nu exclud faptul că e posibil să ajungem și acolo, încât să spunem anumite chestiuni din tratate trebuie modificate, ceea ce bineînțeles că e un proces mai lung. Domnul Drache, ați vorbit despre abandonarea unanimității pentru politica externă, dar cum rămâne cu politica de extindere a Uniunii Europene? Sunt țări, inclusiv în regiunea Parteneriatului Estic, Moldova, Ucraina, Georgia, sunt țări cu aspirații europene și, apropo, în toamna acestui an vom avea un nou summit al Parteneriatului Estic. În contextul dat, în ce măsură acest subiect ar putea să nu mai fie un subiect tabu la nivelul discuțiilor Uniunii Europene? Știm că parcursul parcursul extinderii Uniunii Europene la moment, inclusiv cu țările din Balcani, este destul de anevoios, dar totuși, această perspectivă de viitor, ea poate să se regăsească, să fie reconfirmată cel puțin, atât în contextul conferinței privind viitorul Uniunii Europene, viitorul Europei, dar și poate în prim pas în contextul summitului Parteneriatului Estic care avea loc în toamnă. Eu îmi doresc foarte mult să fie așa. Și din nou nu sunt singurul care îmi dorește lucrul ăsta. Suntem foarte mulți la nivelul Parlamentului European și nu doar dintr-un singur grup politic, din mai toate grupurile politice care contează în deciziile ce se iau, care ne dorim să vedem un parcurs mult mai clar, mult mai ambițios pe partea politică a Uniunii Europene în ceea ce privește politica de extindere. Adică, ca să fiu mai direct și mai simplu, vrem să vedem un mesaj clar venit de la Bruxelles către partenerii noștri și din Balcan și din Parteneriatul Estic, care să dea o perspectivă clară de integrare europeană. Domnul Tudorache, mai clar de atât. Nu va fi simplu, pentru că știm foarte bine la nivelul anumitor guverne din unele state membre există încă o reticență în a fi foarte direct, exact, și și-aș asuma foarte direct o astfel de perspectivă, însă cei care credem în nevoia acestei perspective vom face tot ce ține de noi să convingem chiar și pe cei mai reținuți să-și asume o astfel de agendă ambițioasă. Să sperăm că vom reuși împreună. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Tudorache, că ați fost în această seară cu noi. Toate bune. Plăcere. Da, bună. Este foarte, foarte interesant ceea ce a spus Dragoș Tudorache despre relațiile pe care le avem cu Uniunea Europeană și despre această conferință care, sper eu, că în urma acestui exercițiu deliberativ. De altfel, apropo, și cetățenii pot să participe. Există o platformă digitală și pot să-ți trimiți propunerile dacă dorești. E un lucru foarte, foarte important. Acum să propun să urmărim în continuare care sunt proiectele finanțate de către Uniunea Europeană în Republica Moldova. Uniunea Europeană este primul partener comercial al Republicii Moldova și cel mai mare investitor. În ultimii 10 ani, peste 1 miliard de euro au venit în Republica Moldova din partea Uniunii Europene. Cele peste 1000 de proiecte implementate în toate raioanele au contribuit la îmbunătățirea vieții a peste jumătate de milion de moldoveni. Mii de IMM-uri au fost sprijinite și mii de locuri de muncă au fost create. Banii europene au fost folosiți pentru proiecte de îmbunătățire a infrastructurii, pentru funcționarea instituțiilor, pentru susținerea afacerilor sau pentru pregătirea companiilor pentru export. Asistența europeană este condiționată de reforme pe care s-au angajat să le îndeplinească autoritățile de la Chișinău. Contract de reziliență despre care ați vorbit, de aceste 300 de milioane de lei, el a fost semnat și va fi dezbursate aceste resurse curent și vorbim aici și despre a doua tranșă asistenței macrofinanciare.
anul trecut a fost deja plătit 1 miliard de lei și a doua tranșă trebuie să aduce și anul aceasta cu aceste 6 reforme care trebuie făcute, al doilea miliard de lei. Ceea ce privește planul de recuperare economică, el va fi anunțat curând și el conține măsuri concrete pentru economie, că Moldova să fie pregătită pentru faza după pandemie. Exportul către Uniunea Europeană, ele nu au scăzut așa de mult și asta arată că va fi șansa pentru a crește în aceste exporturi în viitor, mai ales cu continuarea reformelor, și vorbim aici despre, de exemplu, măsuri pentru exportul produselor de origine animală, care va deschide ușa pentru mult mai multe exporturi. Iar în pandemie, echipa Europa a donat Republicii Moldova echipamente medicale, vaccinuri, dar a și oferit asistență financiară pentru afaceri. Acum există un pachet de răspuns COVID-19 ajustat la necesitățile Moldovei în valoare de peste 127 de milioane de euro sub formă de grant. Anul trecut a fost adoptat și un program de asistență macrofinanciară de urgență COVID-19 pentru Moldova, în valoare de 100 de milioane de euro, în condiții extrem de avantajoase. Prima tranșă de 50 de milioane de euro a fost achitată anul trecut. A doua tranșă urmează să fie debursată în acest an, dacă vor fi îndeplinite condițiile relevante. Deja de la început pandemiei și Comisia Europeană, dar și întreaga echipă Europa, asta înseamnă instituțiile Uniunii și țările membre Uniunii Europene, aici în Moldova chiar și investitori, companii europene care sunt prezente aici, toți au contribuit la susținerea și asta a fost și este, continua să fie un efort mare de solidaritate cu materiale medicale, cu echipamente medicale, dar și cu finanțe, pentru că vorbim și despre susținerea pentru companii mici și mijlocii, că ele poate să supraviețuiește această pandemie. Relațiile comerciale cu Uniunea Europeană s-au consolidat și odată cu liberalizarea regimului de vize. În 7 ani de călătorii fără vize, peste 2 milioane de moldoveni au mers în Uniunea Europeană de peste 9 milioane de ori. Deși pandemia a pus pe pauză călătoriile, un pașaport verde ar readuce libertatea de exprimare. Este important pentru a face regimul fără viză care a fost oferit cetățenilor Republicii Moldova din nou tangibil pentru fiecare. Este adevărat că țările membre Uniunii Europene deja se gândesc de a deschide ușa pentru cei care vor să călătorește. Vedem și destinațiile tradiționale pentru inclusiv cetățenii Republicii Moldova pentru vacanța de vară, care deja oferă aceste posibilități de a călători pentru cei care s-au vaccinat. Existența acestui pașaport digital de vaccinare sau certificat, deci ea va face călătorie încă mai ușoară. Foarte curând sperăm că totul va fi clar și în această privință și din nou toți din Republica Moldova vor putea să reîncepe chiar această vară călătorii și să se bucure din această deschidere care există între noi. Domnul Mihalco, șeful delegației UE la Chișinău, a fost foarte informativ, ca să zic așa, și cifrele care sunt vehiculate chiar impresionează, Iulian. Așa, Uniunea Europeană este partenerul de nădejde a Republicii Moldova și toată asistența asta și financiară și umanitară și de altă natură arată că Uniunea Europeană este interesată de dezvoltarea Republicii Moldova. Acestea fiind spuse, eu vreau să te întreb cum se întâmplă că mai avem cetățeni moldoveni care au sentimente ușor așa, nu zic anti-europene, dar sunt sceptici în ce privește cooperarea cu Uniunea Europeană. Nu, eu personal văd trei chestiuni sau trei factori care pentru mine îmi explică această situație.
Apropo, care în ultima perioadă sunt mai puțin relevanți, deși prezenți. În primul rând, totuși avem Republica Moldova. În Republica Moldova avem o anumită moștenire a trecutului sovietic, nefericit pentru mulți din bunei noștri, părinții noștri. Dar, din păcate, această moștenire, într-un fel sau în altul, este exploatată de politicieni. Și anul curent vom împlini 30 de ani de când a fost adoptată Declarația de Independență. Exact. Și ce am observat în toate aceste trei decenii, în mare parte din aceste trei decenii, o încercare a politicienilor de a-și dezvolta agenda lor politică pe chestiuni de politică externă, pe chestiuni de geopolitică. Divizare geopolitică, chiar. Care, până la urmă, a contribuit la o anumită divizare în societate pe aceste criterii. Cine e cu ziua Europei și cine e cu ziua Victoriei? Un exemplu care este cras și astăzi, da? Și cred că este foarte important ca cetățenii din Republica Moldova să reușească să înceapă să decripteze. Bine, în spatele acestor mesaje. De la sine, nu vorbesc cifrele de la sine, uite comerț, uite vizele fără viză, putem călători. Cifrele vorbesc de la sine, dar din păcate, așa cum se striga în piață anii 89 și mai și după asta, se minte cu televizorul foarte mult și, din păcate, Republica Moldova sau spațiul informațional al Republicii Moldova este unul expus acțiunilor de dezinformare din afară, a actorilor străini care urmăresc interesele proprii în regiune și interesele date cumva țin de a limita voința cetățenilor, de a limita opțiunile Republicii Moldova de a-și alege singură viitorul într-un fel sau în altul. Și asta este, de fapt, al treia constrângere importantă. Ceea ce observăm, totuși, în ultima perioadă este că cetățenii au început, într-adevăr, să decripteze toate aceste acțiuni de dezinformare, de divizare în societate. Și oamenii s-au săturat. S-au săturat să fie, totuși, puși pe baricade, de diferiți politicieni, s-au săturat de promisiuni goale și false. Și lucrul ăsta se referă atât din partea politicienilor care se numesc pro-europeni, alții unioniști, alții pro-ruși și așa mai departe. În mare parte, lucrul ăsta a obosit cetățenii, fiindcă, până la urmă, ei, când închid televizorul, merg la serviciu medical sau merg un drum și văd în ce stare se află drumul și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri sunt lucruri care îi fac pe cetățeni să-și schimbe punctele de vedere. Și lucrul ăsta, apropo, s-a observat foarte clar în toamna anul trecut, când aproape 1 milion de cetățeni și-au expus votul în alegerile prezidențiale pentru un președinte care este inclusiv, cu agenda pro-reformă, curat, care vine să unească mai mult decât să divizeze în societatea noastră. Se va întâmpla și la 11 iulie, se va repeta același lucru, să sperăm. Uite, nu cape nici îndoială că Uniunea Europeană are un efect extrem de pozitiv asupra dezvoltării Republicii Moldova și probabil că doar o persoană rău intenționată ar putea susține contrariul. Acum însă eu propun să avem așa o mică dezbatere, o dezbatere simulată pe anumite neajunsuri sau anumite oportunități pe care le are Uniunea Europeană și pe care nu le explorează suficient. Eu, în cazul de față, voi fi un polițist rău, cum ar fi și tu vei fi un polițist bun. Deci vom avea această mică dezbatere de dragul Uniunii Europene, pentru că nu facem propagandă nici aici, nici în altă parte, dar e una pentru o dezbatere pentru a face cetățenii să înțeleagă mai bine, de fapt, cu ce se confruntă Uniunea Europeană. Uite, și prima provocare pe care vreau să ți-o plasez este proiectarea puterii. Europa, Uniunea Europeană, în general, este un actor economic extrem de important, extrem de relevant și asistă foarte mult vecinătatea, nu doar estică și în Orientul Mijlociu, la fel, dar nu este capabilă să proiecteze puterea suficient de credibil. Tu ce ai fi răspuns la o asemenea afirmație? Uniunea Europeană este a trecut, în istoria Uniunii Europene au fost mai multe provocări.
Da. Și iată, astăzi comemorăm eroii, veteranii, bunei noștri care au luptat în război. Da. Partea, cu siguranță, sau este o lecție care totuși Uniunea Europeană a învățat-o. Uniunea Europeană, mă refer la statele membre europene. Puterea poate fi, nu poate fi proiectată cu acțiuni de impunere. Puterea poate fi proiectată de o manieră sustenabilă atunci când este susținută de sprijin, de consecvență și de, inclusiv o agendă foarte clară care să contribuie la construirea instituțiilor statului. Și în țările parteneriatului estic, și în țările Orientului Mijlociu, și în Africa de Nord, în vecinătatea Uniunii Europene în general, există foarte multe provocări, diferite culturi, diferite civilizații, dar ceea ce unește în mare parte aceste regiuni este instituții slabe. Și aici este atuul Uniunii Europene. Uniunea Europeană poate să-și proiecteze exemplul său, da, să-l promoveze. Bine, dar uite cum a fost tratată von der Leyen, da, președinta Comisiei, mai recent la Ankara de către Erdogan. Dincolo de faptul că a fost manifestat lipsa respectului față de femei, dânsa fiind pe canapeaua aia, eu de fapt am luat-o drept indicarea locului Uniunii Europene de către lideri autoritari, după cum este Erdogan. Eu nu cred că Erdogan a fi procedat la fel cu Merkel. Deci Erdogan vede Uniunea Europeană drept o organizație care nu este foarte puternică, este slabă, ce are să-i facă, nu? Că Uniunea Europeană depinde de bunăvoința președintelui Erdogan în ce privește menținerea sirienilor la hotar și altor refugiați, așa? De ce n-ar putea Uniunea Europeană să procedeze cumva, nu știu, să fie luată mai în serios de către acești autocrați? Mă refer și la Erdogan, mă refer și la Putin și la ceilalți din lume. Pe Bush, că e în considerație. Pe Merkel, la fel. Pe Bush, pe Biden. Eu cred că Uniunea Europeană nu trebuie să convingă autocrații, nu trebuie să o convingă liderii totalitari. Trebuie să-i învețe mintea. Uniunea Europeană trebuie să vină prin exemplu propriu, să fie consecventă, să promoveze valorile sale pe care și le-a asumat. Și respectiv, cred că ce contează este că în relațiile cu liderii totalitari, autoritari, proiectarea puterii poate avea loc consecvent cu anumit impact pozitiv dacă Uniunea Europeană nu va proceda la fel. Fiindcă toate țările care au fost conduse de lideri autoritari totdeauna au avut probleme și provocări la nivel de dezvoltare. Lucrul ăsta nu se întâmplă la nivelul Uniunii Europene. Uniunea Europeană este astăzi a treia țară din lume după Statele Unite. Deci sunt în top 3 la nivel de GDP-ul global. Da, e un bloc. Care este economic foarte important, dar politic se pare că nu are aceeași pondere precum o are de vedere economic. Fiindcă Uniunea Europeană este, până la urmă, totuși o instituție în care, și am vorbit astăzi și cu domnul Tudorache, politica externă la nivel european este subiectul unanimității. Iar deciziile se iau împreună. Și evident că Uniunea Europeană nu poate să adopte decizii peste noapte, așa cum face Putin sau Erdogan sau nu știu. Uite, abandonarea unanimității despre care a vorbit Tudorache, cred că va conduce spre o fluidizare, spre o dinamizare a politicii externe, pentru că Uniunea Europeană, într-adevăr, trebuie să fie un actor mult mai activ și să nu fie blocată de aceste consultări permanente și de tot felul de interese care există. Uneori trebuie de reacționat foarte rapid și atunci cred că și credibilitatea Uniunii Europene va crește. Dar eu vreau să continuăm credibilitatea. Exemplu cel mai recent legat de criza pandemică. Și am văzut că lucrul ăsta pe care îl spui tu, într-adevăr, a fost o provocare. Dar ce a însemnat această provocare este că la nivelul Uniunii Europene s-au identificat care sunt breșele, care sunt constrângerile
Și Uniunea Europeană totuși a demonstrat o mobilizare fără precedent. Păi, dar uite, de ce n-a ajutat India, de exemplu, care trece printr-o criză extraordinară și a comandat mai multe vaccinuri decât are nevoie la momentul de față? Astăzi chiar a avut loc summitul Uniunii Europeană India, unde s-a discutat foarte mult despre situația din păcate, India. Sunt 300 de milioane de euro pe care Uniunea Europeană deja le-a programat pentru India. Exact, să sperăm că este una situația de criză de acolo. UE va avea o pondere tot mai mare în lume. Cu aceasta finalizăm și noi emisiunea noastră, pentru că timpul a expirat. Vă dorim o seară frumoasă în continuare, nu înainte de a vă invita să ne urmăriți duminica viitoare la 19:00. O seară frumoasă să aveți!